Bun, bună dimineața încă o dată, domnilor. Și domnilor, noi am venit aici pentru că avem bună dispoziție. Ce să nu avem în momentul în care cunoști alte două participante care își doresc să ajungă la Rotterdam. Cu voci bine pregătite, sunt frumoase, sunt expresive, pregătesc și un show, au voci impecabile, așa că sunt pregătite să vă cucerească inimile cu piesa We Will Be Legends. Discutăm în această dimineață cu Andreea Portărescu și Petronela Donciu. Bună dimineața, fetelor. Bună dimineața. Mulțumim mult. Ce faceți voi? Vă pregătiți, probabil. Suntem în toiul pregătirilor. Când mergeți la repetiții? Chiar azi. Și practic în fiecare zi. Da, tu așa ai zis, chiar azi, parcă până acum a fost pauză. Am vacanța de 3 luni, astăzi reluăm pregătiri. Bă, hai să vă întreb alt lucru. Cum a început toată povestea asta colaborării între voi două? A cui a fost ideea și când ați început? De fapt, ideea și cea care ne-a unit este profesoara noastră de canto, respectiv este și producătorul de proiect, Verica Tanasov. Ea, bună dimineața, fel... Verica! Da, bună dimineața! Și coautoarea, apropo, piesei. Da, fiindcă împreună cu doi compozitori spanioli, Rafael Artesero și José Santana, ne-au compus... Să zici așa numele spaniole, José. José Santana. Bine, data viitoare cu mai multă emoție. Mai caliente, așa, mai. Cu mai multă emoție, am înțeles. Și împreună, deja ei au compus piesa și ne-au propus-o. Viorica, de fapt, ne-a găsit pe noi. Ea spune că mereu știe cum să găsească vocea ideală pentru piesa care îi se propune. Da, ea știe ce spune. Ne-a găsit pe noi, oarecum. Noi, de fapt, suntem la ea de mulți ani deja de canto. Voi vă știați, nu? Comunicați. Da, ne știam, dar nu eram... în interacțiune directă. Și nu prea ne intersectam atunci, dar Verica ne-a telefonat. Noi nu știam dacă o să ne combinăm chiar și ca voce, dar s-a primit super. Voi sunteți mulțumite, asta contează cel mai mult. Da. Voi nu m-am așteptat. Sunteți și în contrast cu onduleu, părul drept, dar parcă găsiți detalii vestimentare cu care să vă asociați și oricum detaliile sunt diferite, știi? Nuanțele cromatice. Te rog. Și normal. Cumva. Bun, dar vreau să-mi spuneți dacă voi planificați înainte de această colaborare, înainte de a afla vestea, să participați anul ăsta la Eurovision, sub o altă formă, poate solo, poate într-o trupă. Sincer, nu. Adică nici prin cap să-mi treacă. Verica, de exemplu, m-a sunat și mi-a spus: Andreea, uite, nu vrei să participi la Eurovision? Și eu la care... Nu! Nu prea am avut în plan. Și deja am început să-mi povestească despre piesă, m-a trimis și demo-ul și am spus... Păi, dar știi, pare o idee interesantă. Petronela, deci așa a început. Dacă mă gândeam să particip solo, întreb, asta era? Da. Solo sau într-un alt proiect, poate era într-o discuție? Adică, sau... nu, dacă, în general, nu planeam anul ăsta să particip la Eurovision, dar pentru... Cum? Pentru vârsta mea și ca experiență a fost foarte neașteptat, dar sigur că aș fi fost de acord, dar deja la anul cred că o să încercăm și solo, nu știu de Andreea, vreau să încerc și solo, dar acum mă bucur că am venit alături de Andreea pentru că ea a fost și în anul trecut și are experiență, este suportul ăsta, suntem cu lucru în echipă. Oricum, tu în anul acesta ai încercat cumva să te propulsezi în cariera solo, încerci să ajungi acolo pe culmile de sus. Eurovision este o școală foarte bună pentru tineri în general, pentru interpreți. Sunteți pregătite emoțional să reprezentați țara la Rotterdam? Sincer, eu cred că da. Fiindcă lucrăm de mult, nu suntem prima zi chiar și pe scenă, respectiv am mers spre asta. E ca și un scop pe care eu aș vrea și cred că și Petronela ar vrea să-l realizăm. Da, așa este. Luăm drapelul și la Rotterdam. Nu, într-adevăr, suntem, avem foarte multă încredere în ceea ce facem. Poate, mă rog, am apărut în fața unui public, dar poate nu public atât de mare ca Eurovision, aș spune, dar acum că noi suntem aici, eu cred că poate unii spun, uite, de unde au apărut așa din cer, poate, fetele astea, însă noi, într-adevăr, avem multă muncă în spate, multe concursuri în spate și de asta noi suntem și foarte încrezute în propriile forțe. Mă, aia care spuneți că au apărut din cer, să știți că Barza nu se mai ocupă cu asta, asta unul ar fi la mână și doi la mână Barza muncesc. Da, hai să lăsăm toată povestea asta, nu mai scrieți că trebuie să aibă și ele emoții pozitive înainte de 29. Hai să ne spuneți. Toată lumea are emoții și noi avem emoții înainte de 29. Vreau să ne spuneți cum e cu colaborarea. Cum ați reușit să găsiți punctul ăla tangențial, comun, prin care să reușiți să puneți vocile pe aceeași undă și să sune atât de bine?
De fapt, Viorica s-a ocupat de chestia asta. Voi nu ați avut, nu ați discutat între voi, uite. Am discutat, desigur, dar, să spunem, decizia finală sau, așa, cea mai importantă, Viorica, pentru că ea vede cum, toată imaginea, așa, cum ar trebui asta să sune, să arate, da. Și oricum, Viorica deja de mult, mulți ani urmărește evoluția tuturor artiștilor, da, și la Eurovision. Și alți cumva... elevi, da. Și după, știe după cu ce culise, se mănâncă. Exact. Care este numărul cu care veți evolua scena? Numărul 15. 15. Da, deci să ne votați. We will be legend. Deci fetele și-au pus în scop să devină legende. Da, hai să vă mai întreb dacă aveți un show pregătit ceva în spate sau veți fi doar voi două? Avem, de fapt, ceva pregătit. Deja se lucrează la toată chestia asta, dar o să rămână așa cireașă de pe tort pentru telespectatori. Unica ce putem da nume... Da, dar acum nu vrem să dăm multe detalii, dar... Dacă i-a zis că o să zic un nume. Care se ocupă. Da, care se ocupă. Deci ne ocupăm acum cu o echipă, avem o echipă foarte bună în spate și conduce doamna Svetlana Gluhova. Ea se ocupă de imagine, ea se ocupă de stil și toate, da, coreografie deja și respectiv de show. Asta adică... înseamnă că o să fie interesant. Da. O să înseamnă că trebuie frumos, să urmărim. Vă garantăm. 29 februarie, ora vă anunțăm. 29 februarie. 20:00 începe marea finală Eurovision. Vreau să zic de fete, numărul 15, că acum nu. Dar nu trebuie, trebuie să zic doar fetele, să urmărească tot show-ul, da, pentru bun, cei. Nu uitați, acasă. Alegeți mulțumesc care. Mulțumesc că m-ai întrerupt. Mulțumesc, ești foarte amabil, un gentil om adevărat. Hai să discutăm noi, fetelor, că el are nevoie de momentul lui de glorie. Eu vreau să-i convingeți pe cei de acasă că aveți nevoie de susținerea lor, de ce ar trebui să vă voteze și de ce așteptați voi susținerea acestora. Deci, noi vă rugăm oarecum să ne votați, fiindcă suntem tinere, suntem perseverente, lucrăm foarte mult la show, la cum cântăm, avem o piesă bună. Și de ce nu? Da, de ce să nu? Numărul 15. Numărul 15, să începem să promovăm tinerii, să începem să promovăm tinerile talente și piesa este într-adevăr frumoasă. Haideți să votăm! Pe mine m-au convins! Ce? Mai e foarte bun! Fetelor, sunteți tare! Bravo! În primul rând, inspirați un spirit din ăsta, știi, rebel. Eu am senzația că Eurovision are nevoie de energie din asta debordantă. Mulțumim. Lăsați emoțiile pentru alții și voi așa să faceți în față cu brio acestei provocări. Da, și noi vă rugăm. Vă rugăm, frumos. Dar vă rugăm să cântați. Doar dacă foarte frumos. Foarte frumos, vă rugăm. Așa. Bine. Și cei de acasă sunt curioși, probabil, și dornici să reasculte această piesă, We Will Be Legends. Vă invităm în scenă și succes pentru marea finală. Mulțumim foarte mult. Așadar, da, până fetele merg în scenă, până ele se vor îndrepta în scenă. Fetelor, îndrăzniți, scena va aparține. Totuși, vă rugăm. Frumos. Frumos. Până atunci, nu uitați, Eurovision pe 29 februarie și... în cazul în care aveți o favorit, o favorită, o trupă favorită, puteți să îi susțineți. În aceste clipe revedem acest duet simpatic creat din Petronela Donciu și Andreea Portărescu. Piesa We Will Be Legends. Some say that our love's unreal. We'll be legends, legend. We'll